păzitorul nestricăcin și vestitorul cel bun al celor de trebuință vieții, însuși stăpâne cel ce din început ai zis pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ și îl fază și îi face lui ajutor din trânsul. Și luând una din coastă lui i-a zis femeie pe care, văzându-o Adam, a zis, iată, acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea, pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău, cel ceresc, peste robii Tăi, Marius Alin și Maria Georgiana și dă roabei Tale acestea să fie să se plece într-o tot bărbatului Său și robului Tău acestuia să fie capul femeii ca să vețuiască după voia Ta. Binecuvintează pe ei, Doamne, Zeul nostru, pe cum mai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvintează pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum mai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum mai binecuvântat pe Iacob și pe toți patriarhii. Binecuvintează pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum mai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvintează pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum mai binecuvântat pe Moise și pe Sompera. Binecuvintează pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum mai binecuvântat pe Iachim și pe Ana. Binecuvintează pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum mai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum mai păzit pe Noe în corabie. Păzește pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum mai păzit pe Ioan în pântecele chitului. Păzește pe ei, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum mai păzit de foc pe Sfinții Tăi Tine, trimitându-L lor rouă din cer. Și să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de ei, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum ți-ai adus aminte de Efon, de Semu și de Ilie. Adu-ți aminte de ei, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum ți-ai adus aminte de Sfinții Tăi 40 de mucenici, trimițându-L lor cu unul din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de părinții lor, care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temelile caselor copiilor lor. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, și de robii Tăi, Ionuț și Andreea, nașilor și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robul Tău, Marius Alin, și de roaba Ta, Maria Georgiana, și binecuvintează pe ei. Dă-le lor roadă pânteciului, prunci bun de și bună înțelegere, sufletească și trupească. Înalți-i pe ei ca pe cedrii Libanului, ca o vie odrăsită. Dă-le lor roadele pământului, ca toată îndestularea având să sporească spre toată fapta bună și bineplăcuție, să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mălădițe tinere de măslin împrejurul meselor lor. Și binecuvântând înaintea Ta să strălucească precum luminătorii pe cer. Întru Tine, Domnul nostru, căreia se cuvine slavă, putere, cinste, închinăciune, împreună și Părintelui Tău, cel de început și Duhului Tău, cel de viață, făcător acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Alin Mariu și provata aceasta Maria Georgiana, că binecuvântate s-o leau în acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Se cunună Rog Dumnezeu, Marius Alin, cu Rog Dumnezeu, Maria Georgiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună Rog Dumnezeu Marius Alin, cu Rog Dumnezeu Maria Georgiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună Rog Dumnezeu Marius Alin, cu Rog Dumnezeu Maria Georgiana, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, mărire și cu cinste, încununează-i predâșii. Se cunună roagă Dumnezeu Maria Georgiana,
cu robul Dumnezeu, al Salină, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se bunună, roabă Dumnezeu, Maria Georgiana, cu robul Dumnezeu, al Salină, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se bunună, roabă Dumnezeu, Maria Georgiana, cu robul Dumnezeu, al Salină, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, cununează-i predăci. Să-mi aminte pacei tuturor și Duhului tău, pusă pe capetele lor cu unde pietre scumpe, viața am cerut de la tine și ne-ai dat lor. Însă, și s-a dat pe sine pentru ea ca să sfințească, curățind-o cu baia apei prin cuvânt și ca să înfățișeze lui biserică slăvită. Neavând poate sau zvârcitură, urăm și noi de acest fel și ca să fie sfântă și fără de primadă. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însuși trupurile lor. Cel ce își iubește femeia pe sine se iubește, căci nimeni preodată nu și-a urât lucrul său, ci fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum și Hristos biserica sa, pentru că suntem mădulare ale trupului lui, din carnea lui și din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Dar aceasta mare este, iar eu zic, în Hristos și în biserică. Astfel și voi fiecare așa să-și iubească femeia, ca pe sine însuși, iar femeia să... Evanghelie cea de la Sfântul Evanghelist Ioan, citână. Era acolo și a fost chemat la muntă și Iisus cu ucenicii săi și sfârșindu-se visa, vinul a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vis. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujau să faceți ceea ce vă spune. Și erau acolo 6 vase de ape făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, poate și aduceți Domnului. Și i-a adus și când unul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care știau, scoseseră apa și i-au strigat unul pe mine și i-a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când a băut bine, pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al meu l-a făcut Iisus în Cana Galilei și s-a arătat slava sa. Și au crezut într-însul ucenicii săi. Slavă ție, Doamne, slavă ție, să zice tot din tot sufletul, tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, miluiește! Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeu, de-o mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne pre noi și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Noi ne rugăm pentru mila, fiașa, pacea, sănătatea, mântuirea și ocrotirea
Salina și Maria Georgiana, care se însoțesc unul cu altul prin faina nunții. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie, cea fără de voie. Domnește, domnește, Domne, miluie! Încă ne rugăm pentru robii tăi, Ionuț și Andrei, nașilor, și pentru poporul care stă înainte în Sfântă Biserica aceasta, pentru sănătate și pentru mântuirea lor. Domnește, domnește, Domne, miluie! Și pentru toți drămăritorii creștini, pentru sănătate și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Nu greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri, și în ce ne ispită și ne izbăvește de cel viclean. Că ta este împărăția și trece slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Pace tuturor și Duhului tău. Capetele voastre, Domnului, să le plecați. Toate le-ai făcut cu puterea ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu mâna tuturor celor făcute de tine și acest pahar de oaste pe care l-ai dat celor care se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează-l cu binecuvântarea ta ca să binecuvânta numele tău și s-a prea slăvit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii. Răsăritul e numele Lui.
și bucuria mucenicilor, a căror propovăduie. Așa pe bunul Iisusul, acum ne așa să aibă. Mărit să fii, mire, ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te înmulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Amin. Vă închinați, mirele, sărutați Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Și Sfânta Cununie. Cununie. Nu vă mai bine așa, dar una de alta. Mâna nașului și nașului. Așa. Și amine, să puteți să vă urmă. Și să doamnă la tu mireasă de Sfântul Bărbatul, păzând rânduielile legii, ca așa binevoie Dumnezeu. Am învățat aici, puneți mâna dreaptă dintre aici, mâna dreaptă dumneavoastră aici și cu fața spre altar sau spre cameră. Iată firul duhovnicești prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce a săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar că veți păzi legătura dragostei și a unirii dintre voi până la mormânt curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită și nu o veți abate la datoriile voastre niciunul nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Domnului, să ne rugăm! Domnule, miluiește! Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treimea cea de o ființă, într-un sfântă și de fiind începătoare de viața Dumnezeiei și împărăției, să vă binecuvinteze pe voi în toate zilele, veți vedea o viață îndelungată, înaltă de prunci buni, spor în viață și în credință și să vă umple pe voi de toate bunătățile ce pământești, să învrănicească și de desfătarea bunătății oricior făgăduite pentru rugăciune pe a Sfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, Iunicea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne! Și dragi invitați, astăzi, pentru acești tineri, este o zi cea mai însemnată din viața lor, o zi cea mai fericită, o zi pe care Dumnezeu a hotărât-o împreună cu părinții lor, care le-au dat binecuvântarea astăzi să se bucure în ziua aceasta cea mai veselă de o nouă, de un nou nucleu, de o nouă familie în satul Stroiești, în comuna noastră Ploiești. Dragi tineri, ați ascultat cu luare aminte această taină sfântă a Sfintei Cununii. Sigur că ea este mult mai mare, mai lungă, dar puține cuvinte să le îndepliniți. Să vă iubiți părinții cât pe unii și pe ceilalți. Mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, să vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăluiți pentru credință și mântuire. Cea cu adevărat născătoare
Băi, l-am scos asară cum am venit, mă, din porc. Nu cred! Thank you.
I never felt so much in one little tender touch. I live for those kisses, your prayers and your wishes. And now you're teaching me how only a child can see. Tonight while we're on our knees, all I ask is please let them be little, 'cause they're only that way for a while. Give them hope, give them praise, give them love every day. Let them cry, let them giggle, let them Ha ha ha!
Thank you.
Bună dimineața! Stimați invitați, vă mulțumesc că ați venit la nuta finișorilor mei, Alin și Georgiana, cărora le doresc casă de piatră, multă fericire, copii frumoși, fericiți și dumneavoastră vă doresc poftă mare și distracție plăcută! Și să trăiască la mulți ani. Facem o piesă frumoasă pentru Mirisica noastră. Hai, băieții! Te sărut, măicuță dulce, că din casa ta mă-i duce. Mă-i duce și-o-i mai veni, tot fetița ta voi fi, mă. Și de ți-am greșit vreodată, te rog din suflet, mă iartă. Și-o-i mai veni, tot fetița ta voi fi, mă. Și de ți-am greșit vreodată, te rog din suflet, mă iartă. Pentru Mirisica noastră să trăiască, pentru domnii nași, pentru domnii moși, pentru toți invitații. De sărutare obrazul să-ți-l sărut, să nu-i cu lacrimi să-l ud mai.